Fermierii sălăjeni sunt sceptici când vine vorba de înregistrarea produselor tradiționale în sectorul lactate. Costurile ridicate pentru dezvoltarea unei afaceri și birocrația pun piedici fabricării produselor pe bază de lapte în sălaj. În ultimii ani, fermierii sălăjeni au reclamat în repetate rânduri prețul extrem de mic pe care fabricile de procesare a laptelui îl plătesc producătorilor locali. Au fost multiple situații în care un litru de lapte valora sub un leu, iar fermierii erau nevoiți să vândă și la acest preț. Cu toate acestea, fermierii sălăjeni nu s-au orientat spre fabricarea unor produse tradiționale. Deși piața produselor tradiționale este în dezvoltare în România și din ce în ce mai multe persoane aleg un regim alimentar sănătos. Reticența fermierilor este pusă de președintele Asociației Ovis Sălaj Nicolae Țap pe seama birocrației și a lipsei de timp. Reamintim că inginerul Nicolae Țap a declarat în repetate rânduri că nu sunt persoane interesate să muncească în agricultură, iar fermierii sunt nevoiți să se descurce cu resursele proprii. Eu, din cunoștințele mele, nu am fermieri în cadrul județului care să aibă o propunere, mă întrebați, ca să facă un telemea, un caș, un zăr, urdă sau alte mătări produse sau subproduse din lapte. De ce? Nu că nu ar fi benefic, mă întrebați, dar oamenii îs, nu știu cum să spun eu, mă întrebați, toate brandurile respective cer costuri, mă întrebați, și timp, mai mult timp. În consecință, crescătorii de ovine se orientează spre valorificarea laptelui numai dacă există în vecinătate o fabrică de procesare a laptelui. De exemplu, pe Valea Someșului, crescătorii de ovine vând laptele la fabrica de la Dej. Chiar dacă prețul este sub așteptări, fermierii nu se orientează spre fabricarea produselor în regim propriu. În Poiana Blanchi și în localitățile învecinate, zootehnistul Ioan Cherecheș precizează că există un nucleu valoros de animale. Caracteristicile biologice specifice ale acestui nucleu sunt exemplificate de zootehnist prin prezentarea unui animal din exploatația crescătorului Contiș. Acest tip de varietate, e o varietate de oi adusă în zona Petroșani-Hațeg, acolo au originea, bineînțeles că aici dânsi pe nucleu care l-au avut în proprietate, au făcut selecție în direcția producției de lapte. Pot să producă pe zi în jur de 1 kg, 1 kg 300 de lapte pe zi. Ceea ce îi dă posibilitatea crescătorilor la un număr mai mic de animale întreținute în condiții bune să-și producă o cantitate mai mare de lapte, care este valorificat, laptele este valorificat la o fabrică de procesare de la Deș. Și aici, din nou, vrem să accentuăm faptul că din moment ce poți să desfaci, ai desfacere la marfa pe care o produci, garantat și omul se orientează în direcția în care obține un venit economic. Organizarea fermierilor în vederea valorificării produselor și inițierea unor demersuri pentru fabricarea și înregistrarea de produse tradiționale sunt o necesitate pentru producătorii sălăjeni.